Tinerii vor educație sexuală în școli. Este unul dintre efectele referendumului pentru familie încheiat recent. Consiliul Tineretului din România solicită reluarea dezbaterilor cu toți actorii interesați în vederea introducerii acestei materii de studiu. Ei aduc în atenție efectele dramatice ale lipsei unei astfel de discipline și spun că vor continua să insiste la Ministerul Educației pentru modificarea programei școlare în acest sens. Oricât încercăm să ne ascundem după colț, pur și simplu este nevoie de această educație. Nu trebuie să rămână blocată pentru simplu fapt că, nu știu, există temeri mult exagerate față de ce știm că se întâmplă în urma acestor programe. Numărul de adolescente care rămân însărcinate în fiecare an, pe de altă parte avem o epidemie de boli cu transmitere sexuală, și de asemenea foarte mulți tineri și foarte multe tinere care sunt expuse unor traume de multe ori emoționale sau chiar fizice inutile, tocmai din cauza că nu există deloc o formă de educație sexuală în școli. Specialiștii confirmă necesitatea introducerii unei discipline care să îi pregătească pe copii în legătură cu schimbările legate de pubertate, mai mult decât o fac părinții și mai mult decât este dezbătut acest subiect în acest moment în școli. Eu cred că undeva în clasa 8-a ar trebui începută. Apar niște elemente noi pe care ei trebuie să și le explice cumva. Ori vă dați seama, dacă nu au un minimum de informație reală, ei pot să interpreteze într-un fel sau altul, sau prietenii sau părinții pot să le dea niște explicații care nu sunt în concordanță cu realitatea. Uităm că este vârsta în care ei nu au partea asta de discernământ a autocontrolului. Pentru ei partea asta emoțională este mult mai importantă și lucrează mult mai mult la vârsta asta. Mulți părinți sunt de aceeași părere și recunosc faptul că educația sexuală la școală ar putea să vină cu beneficii. Ca și părinte consider că educația sexuală trebuie introdusă în școală la un nivel decent, nu exagerări, probabil ca să fie pregătiți cumva sau să nu fie atâtea taburi în momentul în care devin adolescent și știm că se întâmplă tot felul de nenorociri, poți să le spui, pentru viața lor. Știu că de la 12 ani deja încep să aibă probleme de genul ăsta sau preocupări de genul ăsta, deci probabil că, nu știu, 11 ani. Cred că ar fi benefică, mă gândesc că o vârstă optimă ar fi vârsta adolescenței, nu știu ce să zic, 13-14 ani. Nu cred că există o curiozitate de la această vârstă legată de acest subiect și probabil că ar fi mai bine să existe o educație. Din clasa 5-a se poate discuta deja, ar fi benefic. Că acum sunt foarte dezvoltați copiii și trebuie făcută. De ce a trebuit făcută în școli? Pentru că copiii să fie instruiți de mici, să știe ce, nu cum am crescut noi, să ne fie rușine sau frică. Totuși, cam de la 10 ani, eu zic că e bine, deși părinții moderni deja le dau albume cu imaginile. România este campioană în Uniunea Europeană la numărul de adolescente însărcinate, asta arată ultimele studii Eurostat.